Hai mai departe. 60% dintre managerii de fonduri de investiții din Statele Unite se tem de o recesiune în 2023. Cifră în scădere de la 77% în noiembrie anul trecut, arată un sondaj al Bank of America. Deși sentimentul de teamă este mare, există și un semnal pozitiv. Cifrele din anii trecuți arată că atunci când sentimentul de teamă din piață atinge apogeul, urmează bottom-ul, apoi bullrun-ul. S-a întâmplat în martie 2009, s-a întâmplat în aprilie 2020. Se întâmplă și acum. Mergem la Bogdan Maioreanu, analist eToro. Bun găsit! Salutare! Scade sentimentul de frică, vedem, și avem avans pe principalii indici din Statele Unite de la începutul anului. Cât de relevantă este comparația cu evenimentele din 2009 și 2020 în contextul actual? Și suntem la bottom sau mai e loc de corecții? Da, mulțumesc de invitație. E greu de spus în acest moment. În mod cert, piețele au început să crească undeva la jumătatea lunii octombrie anul trecut și am avut creșteri, mici corecții și după aceea din nou creșteri. De câteva zile, de fapt de ieri, de când au apărut ultimele date legate de consum, mai ales consumul din luna decembrie, care nu au fost foarte bine, investitorii s-au speriat un pic de ceea ce se întâmplă în acest moment în piața americană. Motivul fiind că, cum vă spuneam, aceste date nu au fost foarte bune. Am avut o scădere în termeni reali, deși în valoare vânzările au crescut în decembrie față de decembrie anul trecut. În realitate, dacă ajustăm aceste date cu inflația, ele au scăzut, de fapt. Și acest lucru s-a întâmplat și în noiembrie. Și deja istoric, dacă ne uităm, se întâmplă pentru prima dată de la criza din 2008. De aceea, dacă ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în 2020, acolo veneam după un lockdown, veneam după o oprire forțată, o frână forțată pe care au pus-o guvernele economiei. Existau foarte mulți bani în piață, existau bani economii la consumatori și evident după ce s-a repornit economia a crescut foarte mult cererea și acești bani au început să circule în economie. Acum suntem oarecum pe dos, în sensul în care luptându-se cu inflația, Fed-ul a crescut și nu numai Fed-ul, ci și celelalte bănci centrale au crescut dobânzile în încercarea de a stopa consumul. Această creștere a dobânzilor, cumulată cu inflația, a făcut ca modul de consum al oamenilor să se schimbe. Pentru că în momentul în care prețurile au crescut foarte mult, dobânzile au crescut foarte mult, alocarea banilor pe care i-ai se schimbă. Va trebui să plătești mai mult pe mâncare, mai mult pe rate și asta este ceea ce, într-un fel, a făcut ca să scadă consumul. Mai este un aspect aici. Ne uităm în momentul în care ne uităm la ce se întâmplă, ne uităm și în care mod în acest moment va evolua economia. Și deja în Statele Unite au apărut din partea marilor bănci care au publicat deja rezultatele financiare pentru ultimul trimestru al anului trecut, au apărut comentarii legate de cum văd ei anul 2023. Majoritatea îl văd ca având, în Statele Unite vorbesc, o recesiune ușoară, mild recession este ceea ce au spus acolo, și băncile au început să se pregătească pentru acest lucru, punând bani deoparte în provizioane pentru creditele care ar putea avea probleme în cazul în care acest scenariu chiar se va întâmpla. Și pentru că ați vorbit de acel studiu pe care îl face Bank of America în rândul managerilor de fonduri, trebuie să vă spun că 37% dintre ei, întrebați decembrie anul trecut, văd în 2023 inflația ca rămânând la un nivel înalt. 20% sunt îngrijorați de o recesiune globală adâncă.
și 12% sunt îngrijorați de înrăutățirea condițiilor geopolitice. Noi la eToro în fiecare trimestru facem un sondaj printre investitorii de retail, se numește eToro Retail Investor Beat, și întrebăm investitorii legat de obiceiurile lor investiționale. Și vreau să vă spun că, de exemplu, investitorii români au foarte mare încredere în portofoliile lor și în evoluția lor viitoare. Este interesant că în trimestrul al patrulea, proporția celor care dețin active numerar, adică cash, a urcat la 78% de la 61% cu un trimestru în urmă. Și asta ne arată că investitorii români așteaptă un moment prielnic pentru a face achiziții din piață. În regulă, mă bucur că am tras cumva spre noi toată situația asta. Mai am o chestiune de analizat pe care vă rog să ne-o trasați dumneavoastră cumva. Avem această paralelă pe care am făcut-o 2009-2020. Bineînțeles, ne referim aici, ne refeream acolo doar la indicele Ficii, să spunem așa, și cum rezonează cu bottom-ul pieței. Aș întreba acum un plan global, macro. Ce se întâmplă acum? Putem asemăna, putem face o paralelă cu o altă criză din trecut, indiferent care ar fi ea, pentru că s-a vehiculat și 2008-2009, s-au vehiculat și anii 80, avem mai multe, variante pe care analiști din toată lumea le pun în față. Dumneavoastră, cum ați analiza? Adică cu ce am putea compara, dacă există termen de comparație cu ce avem astăzi, pentru că e un context poate special, poate pe care nu l-am mai întâlnit, și care au fost soluțiile atunci sau dacă putem învăța ceva din o criză anterioară cu care ne putem compara la momentul de față. Da, cred că 2008-2009 nu este o comparație potrivită cu ceea ce se întâmplă acum. Cred că mai degrabă ar trebui să ne ducem spre anii 70, care au fost niște ani influențați de criza materiilor prime, din cauza lucrurilor care se întâmplau în Iran, din cauza embargoului impus de OPEC, prețul la petrol crescuse foarte mult. Statele Unite, ca să poată să stăvilească inflația galopantă, au trebuit să intre în recesiune. Dar există diferențe majore acum și ele vin chiar din zona forței de muncă. În anii 70, deci la sfârșitul anilor 70, ca să poată să iasă din acea inflație galopantă, șomajul a crescut foarte mult în Statele Unite. În acest moment nu suntem acolo, suntem departe de acel loc în care șomajul va fi galopant, chiar dacă vedem în ultima perioadă anunțuri de concedieri în masă de la mai multe firme, atât din zona de retail, cum ar fi Amazonul, sau zona de tech, am văzut Meta, sau mai nou Goldman Sachs, 4.000 de oameni, asta era una dintre știri zilele trecute. Deci suntem departe. Și de ce suntem departe de acel loc? Pentru că în acest moment, în Statele Unite există 10 milioane de locuri de muncă neocupate și nu există suficientă forță de muncă în stare să ocupe aceste locuri. De aceea există o paralelă cu 1970. Vedem deja banca centrală, băncile centrale crescând dobânzile și spunând foarte clar că iau în considerare o scădere a creșterii economice. Sunt comentarii în piață care vorbesc despre recesiune, dar nu este în niciun caz situația pe care am avut-o în 1970. Și mai este un aspect pe care vreau să vi-l spun, că venim în continuare tot la investitorii români. Da? Foarte bine facem, da, păi asta ar fi ideea. Da, deci unul din lucrurile, de exemplu, pe care l-au descoperit cei de la Bank of America a fost că în acest moment investitorii au în portofolii cea mai mare pondere
a sectorului de sănătate în raport cu cel al bunurilor de consum discreționar din martie 2006 încoace. Făcând paranteza cu crizele anterioare, în momentul în care a venit criza din 2020, s-au dus mulți bani în această zonă de sănătate. E, interesant este că investitorii români și-au redus deținerea în trimestrul al patrulea, și-au redus deținerea acțiunilor din domeniul sănătății de la 60% cu un trimestru înainte la 47% în trimestrul 4. Deci, într-un fel, au anticipat acest lucru pe care sondajul făcut de BOFA în rândul managerilor de fonduri îl arată. De asemenea, amenințarea inflației pentru investitorii români este percepută în continuare la un nivel ridicat. În eToro Retail Investor Beat, la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, 24% dintre respondenții români au considerat inflația ca fiind cea mai mare amenințare pentru portofoliul lor pe perioada următoarelor 3 luni. Și această cifră a crescut la 28% în trimestrul al patrulea. Pe parcursul întreg anului 2023, 23% dintre investitorii români se tem de o recesiune globală, urmați de cei care se tem de inflație, 21%, 18% se tem de un conflict internațional, iar 14% sunt îngrijorați de evoluția economiei românești. Revenind la ce se va întâmpla pe parcursul anului 2023, speranțele pieței și ultimele date economice ne arată că în Statele Unite, cel puțin, inflația este în scădere. În Europa am început să vedem deja scăderea inflației. Deci speranța investitorilor este că băncile centrale vor termina această politică undeva de creștere a dobânzilor undeva la începutul acestui an, permițând burselor după aceea să crească și, evident, economiilor să aibă să o ia pe o traiectorie ascendentă. În regulă, vă mulțumim mult pentru analiza amplă și foarte edificatoare așa pentru noi. Vă mai așteptăm, deocamdată ne oprim aici.